bună seara, începem o nouă ediție a podcastului În Dodi. Continuăm cartea lui Walter Block, Doar incomodă. Azi vorbim despre niște teme finanțiste. Este vorba despre subiecte ca avarul, subiecte precum cămătarul, ar fi teme din zona asta de finance. Block, calificatorul de bani, o altă temă finanțistă. Block încearcă tot așa să demonstreze statutul de erou. Da, înainte de a discuta chestia asta, Alex, pentru că vocea mea a auzit cât de bună e, o să vă spună că găsiți cartea asta pe mises.ro și puteți să ne dați like, share, subscribe, comments peste tot. Ne găsiți în descriere unde mai suntem pe internet și găsiți și link-uri unde puteți să susțineți proiectul nostru, frumoasa emisiune. Falsificatorul de bani. Falsificatorul de bani ar fi prima temă. Block își propune să demonstreze că falsificatorul privat de bani ar fi un erou. De ce ar fi Gabi un erou? Acest cetățean? Pentru că statul este marele falsificator de bani și cel privat îi face o mică concurență. Și doar, să zicem, atrage atenția asupra marii falsificări a banilor pe care statul o face. Deci primul fel de funcție simbolică, nu? Da. Eu nu sunt de acord însă cu postura asta de erou a falsificatorului. Eu aș zice că Block face capitolul ăsta tocmai ca să atragă și el atenția la criza banilor fiat. Adică cred că de fapt de asta a găsit un hook și pleacă de la niște fundamente relativ solide, în sensul ăla în care dacă nu ai proprietate asupra unui bun, nu poți transmite proprietatea respectivă. Prin urmare, dacă ideea era în felul următor, mi se pare că nu poți să furi de la un hoț. Practic, omul care este prins astăzi plătind cu bani falși, chiar dacă nu este el falsificatorul, este în primul rând pus sub învinuire. Învinuire, da. Da. Block face o istorie, în primul rând, a banilor și explică de ce statul este un falsificator. Pornește de la teoria austriacă asupra banilor și istoric banii au fost aurul și argintul și după aia statul a început să diminueze cantitatea de aur și argint din monede, după aceea a naționalizat. În primul pas. Așa, și-a pus ștampila de a naționalizat fabricile de monede, mintăriile sau monetăriile. Așa. După aceea a diminuat cantitatea de aur și argint din acele monede și obliga pe ceilalți să le ia la, să le accepte ca fiind, ca având valorii nominale scrise pe ele, nu a greutăților. După aceea a trecut la banii de hârtie, ca reprezentarea banilor adevărați. După asta a desprins total de reprezentarea aceasta a banilor în aur și argint și a trecut doar la bani fiat, inflație și așa mai departe, până la situația actuală. Deci statul se comportă, și pentru că de prea multă vreme se comportă așa, oamenii au acceptat chestia asta, statul s-a comportat, nu știu cum zic, s-a erijat în stăpânul banilor. Deci nu stăpânul valorii, da, care este subiectivă în economie, dar stăpânul banilor. Și ei au zis, facem cu tare lucru cu banii. În cazul ăsta nu mai avem acoperire în aur. Și oamenii, pentru că a fost făcută dibace, pe alocuri mai cu forța, pe alocuri mai
a fost ușor de acceptat, că propagandă, ușor de propagandă, exact, este mai ușor de plimbat, sigur că da. Ce vreau să zic este că statul nu este stăpânul banilor. El are acum niște control care este complet ilegitim. Nu are nicio treabă să se bage, să-ți spună el cât trebuie să fie masa, cât trebuie să fie prețurile, ce fel de bani folosesc eu, dacă au acoperire, n-au acoperire. E treaba noastră, apropo, că sigur o să mai revină. E treaba mea dacă eu vreau bani inventați. Nu, cine se pricepe la cripto poate să explice cum sunt oameni care folosesc tot felul de derivate, forks și nu știu ce, pentru că așa vrei, treaba lor. Da. Ideea este că revenind la falsificatorul privat de bani, lui Walter Block îi pică inclusiv definiția. Dom'le, acesta nu este un falsificator pentru că la dicționar scrie așa, falsificatorul reprezintă cel care falsifică un lucru original, un genuin. Pe când banii actuali nu sunt banii originali, sunt deja ceva falsificat. Deci e o copie falsă la o copie falsă. Însă unde nu... E un metafals, e un fals la fals. Da. Și unde nu sunt eu de acord cu Walter Block în accepțiunea lui de erou acestui falsificator privat de bani este faptul că oamenii deja sunt își doresc să obțină aceste copii falsificate de către guvern, însă ei nu-și doresc copii falsificate de către persoana privată. Nu, atunci... uite, aici n-aș fi de acord cu tine. Ok. Să zic de ce. Oamenii nu-și doresc chestia asta. Oamenii sunt fraudați în clipa de față de către guvern. Mm-hmm. Ei cred că banii ăia sunt pe bune. Ok. Da. Așa. Deci ei, în marea lor majoritate, au senzația că banii ăia sunt pe bune. Prin urmare, ei nu pot să spui că ei își doresc niște copii fraudate de guvern. Nu, ei își doresc niște bani pe bune. Pentru că asta este ceea ce cred că ei au, de fapt. Da, dar așteptarea lui e să-i dai de aici. Că el nu e în stare, corect, că el nu e în stare să identifice. Da, nu are chestia filozofică în cap, aolo, stai că statul și-a făcut monopol pe bani. Are fundament și... Da, dar ideea e că omul aici cred că greșește Bloc. Omul așteaptă bani fiat. Lidl așteaptă să plătești cu bani fiat. Dacă tu i-ai dat bani falci relativ la fiat, ai falsificat fiat, ai comis o fraudă. Deci falsificatorul de bani este rătuce fraudă. Aici sunt de acord. Nu e corect. Dacă te uiți în litera, chiar argumentului capitolului. Asta, da, da, dacă, asta e că dacă te uiți în litera legii, să zicem, da, omul își așteaptă ca banii pe care îi primește de la tine să aibă fix aceleași calități cu banii pe care i-ar scoate de la bancă. Corect. Da, pe lângă asta, dar mai ceea ce vreau eu să subliniez e asta, că în spiritul omul nu vrea asta. Omul vrea să aibă niște bani adevărați. Să nu-și pune... Da, probabil, da, nu știu. Nu știe să identifice, dar el își dorește totuși niște bani adevărați. Bine, dar uite, asta e impresionant. Asta nu înseamnă că l-aș face erou. Da. Doar că sunt niveluri de fraudă peste fraudă, adică da, depinde la ce nivel zic, vrei să intre. El comite literal fraudă. Dacă tu aștepți să-ți dea lei și el falsifică niște lei, ai vrut lei falsificați. Poți face analogie și cu un tablou, știi, dacă așteptarea ta e, hai să zicem că admiți și teoria copiii, știi, fraude. Dacă așteptarea ta e ca ăla să-ți dea un fals, e fraudă, dacă nu dă un fals. Exemplu, falsul de, da, la tablou de e nivel 1, să zicem așa. Da. Sunt artiști care fac copii a lui de Van Gogh, de exemplu, și sunt cunoscuți, după aia tu vii și zici, vezi că eu am făcut copie după copia artistului X. Și nu e, care da. Și eu nu vreau copia ta, vreau copia ăluia față de Van Gogh. Așa gândește și eu obișnuit, nu vreau lei lui Vali, cu Vali niște lei la imprimată. Nu, eu vreau lei statului român. Da, mai este un dezavantaj al falsificatorilor privați de bani. Anume, gândește dacă unii ar introduce
o cantitate foarte mare de bani falși pe piață. Semnificativ. Semnificativ, da. Suntem jumate din masa monetară. Păi da, da. Ar crește inflația aici. Cum avem la următorul capitol cu avarul, da? A, nu știu, nu pot spune că aici e în competiție cu statul și... Da. E în competiție cu statul. Gândește la argumentul pro-free banking. Știi că tipărim și... Da. Prin competiție, zici că fac o competiție statului. Așa, tipărește statul, sigur. Tipărește și mai mult. Deci ideea este că o să scadă, da, o să fie inflație mai mare. În fapt, cât o să modifice inflația? Adică cine e tiparnița de bani? Poate să mai multă lume. Da, în loc de 5% mai pune și el un procent, să zicem. Sau. Nu, poate mai puțin nesimțit ăla privat și... Corect, face mai puțin. Mai puțin, dar face totuși. Bine, da, e mai bine. Bine, dar uite, ca să o măsurăm cu adevărat, să ne imaginăm că statul n-ar printa, nu știu cum, dar ne imaginăm, da? Da. Ne imaginăm că statul n-ar printa și ai avea tot felul de prețuri fixe. Dintr-o dată acest falsificator care introduce masă monetară, cum face asta? Păi, ar aduce inflație, ar face... Da, da, deja schimbăm de 3 ori exemplu, adică... Păi, unu, avem prețuri fixe, doi, statul n-ar printa, ăla e deja un stat în care eu vreau să trăiesc, da? Da. Și trei, păi ok, da, în cazul ăla, chiar ar și bloc ar zice că e fraudă ce face el. Yes, ok, da. Că ar fi bani marfă dacă statul nu se apucă să... Eu voiam numai... Adică, adevărat, am schimbat, tocmai ca să vedem prin contrast... care ar fi diferențele. O chestie pe care vreau să o zic despre argumentația lui Bloc, pentru că, după cum a zis și Vali, mi se pare că vrea să aducă vorba de stat care a falsificat banii și a luat-o așa mai pe ocolite. În argumentația lui ca de dezbatere, ca să câștige, zice nu poți să... Dacă furi de la un hoț, nu ești un hoț. Și o lasă cam așa. Și eu nu pot să fiu de acord cu chestia asta. Și o explicație simplă ar fi: cineva este proprietar de drept și bunul la un moment dat o să fie găsit la hoțul 1 sau la hoțul 2. Nu. Hoțul 2 ar putea să nu fie dacă ăla a dispărut, știi? Dacă proprietarul nu se găsește. Da. De acolo e de discutat. Nu, ideea e așa, că locul lasă în coadă de pește, dar corect e să spui în felul următor: dacă îți asumi în posesie bunurile pe care un hoț le-a furat de la altcineva, nu ești hoț, nu ești nici proprietar pe ele. Nu ești hoț, dar nu ești nici proprietar pe ele. Pentru că ca să fii hoț, ce înseamnă? E de la un proprietar legitim. Trebuie să... Poate greșesc. Dar stai să mă... Iei proprietatea altuia. Dă-mi voie să-mi apăr ca la dezbatere poziția. Păi da, nici nu ai zis. Stai, nu? Ba da. Deci eu vreau să zic așa. Deci tu... Nu, al doilea. Să zicem că într-un film din ăla ciudat, interesant, primul hoț totuși se duce la poliție și zice: eu eram în posesia unor bunuri, au fost furate. Poliția îl găsește pe ăla. Se întoarce la ăsta, zice: mă, tu nu ești proprietar și tu ești hoț. Da, și eu sunt hoț, dar, mă rog, de-aia am zis, un scenariu interesant de film, avea el niște interese să fie prins al doilea hoț. Când e prins al doilea hoț, ce face poliția? Îi zice: să nu mai faci și lasă în pace? Teoretic așa ar trebui, să îi ia să îi ia unurile respective. Și sau măcar, nu știu, să îi le lase în custodie, dar să se îndeletnicească cu găsirea proprietarului original. Dacă nu găsește, poate să rămână pe homestead, nu trec pe teoria aia. Bine, mai e și teoria aia, în fine, partea aia pe care o zicea Rothbard, că în niciun caz hoțul trebuie să rămână cu fructele urtului. Da, da, hoțul. Hoțul pe unu, hoțul unu. Și asta, doamne, are sens, asta are sens. Oricine ar deposeda. Ne încercăm să aproximăm. Că tot am dezvoltat noi libertarianismul. Da. Asta. Probabil e da, să nu rămână la hoț.
Plus că n-aș spune, uite, chiar dacă ai fura, hai să zicem că trăiește proprietarul, furi ăla la care l-a furat, a spune că nici atunci nu ești, n-ai inițiat hoția, nu ești hoț. A zice că ești un agresor. Și pentru că folosești proprietarea cuiva fără consimțământ. Ah, da, e. E ca atunci când, nu știu, îți dă un mafiot, îți dă niște bani, dar n-ai spart banca. N-a zice că ești hoț pentru că n-ai furat tu. Banca, da. Da. Da, corect. Banii sunt fungibili. Avalii zice că banii sunt colier. Fungibili. Dacă îți dă un colier, sunt de acord. Da, vezi, doamne, banii sunt complet egali între ei. Păi nu, aici admiteam că funcționau ca obiecte non-fungibile. Știam care sunt. Valiza. Da, ca să... Da, da, să e altă exemplu, nuanță, da. Ne avansăm prea. Da. Ce mai vreau să zic despre, apropo de prefraudarea asta, de contrafraudarea asta, deci în școala austriacă, venind din bani, că statul ne fraudează. Aș spune că nu e corect termenul, știi? Când au venit comuniștii și au luat pământurile, nu spunem că te-a fraudat. Știi? Adică eu mă gândesc la fraudă la un schimb voluntar și un unde una din părți se abate de a livra ce a promis. Aici nu e niciun schimb voluntar între mine și ăsta. Vine statul și mi-a luat pământul, știi? Deci nu e nicio fraudă, știi? E furt 100%. Nu, e monopol. Nu zice că e furt. Nu e monopol pe monedă și cine mișcă. În cazul monedei, da. Da, da. Deci nu e. Fraudă l-aș folosi în contexte de interacțiune. Acorduri voluntare și care o parte se abate. Nu livrează, aici da. Nu e nici. Eu n-am făcut un acord voluntar cu statul și după aia el s-a abătut. Bine, ai put, față de ce a zis Vali. El a zis, n-ai voie să faci asta? Uite, asta e inflația, asta e... Eu încerc să susțin punctele tale de vedere ca să te ajut. Mă rog. Deci ai putea să zici că oamenii se așteaptă ca banii să fie corect, statul îi fraudează, dar nu e fraudă pentru că... Metaforic, dar nu fraudă în sens strict. Yes. De la Rothbard încoace, asta e interpretat. Dom'le, e fraudă. Nu mi se pare că e fraudă. Da, metaforic, e fraudă nu dacă juridic. Facem noi un schimb și se abate, statul se abate. Eu n-am făcut niciun schimb. Cred că... Pentru că nu se... Cred că și în Constituție spune. Temele monetare nu... Cred că ei se bazează pe faptul, atunci când spun că e fraudă, pe unul dintre punctele alea pe care le... Nu, că faci inflație, interpretarea economică, dar e altceva. Nu. Când s-a trecut de la monedă cu acoperire în aur la monedă, la tipărirea de monedă. Da, asta ziceam și eu, interpretarea economică. Dar n-ai făcut tu contract cu statul, mie nu-mi dai fracționare, îmi dai... Nu. Da, dar atunci, statul a zis banii ăștia sunt la fel de buni. Da, că altfel nu-i accepta lumea. Că altfel nu-i accepta lumea. Da, da. Dar nu e fraud. Păi, eu așa o văd. Te-am zis, deci, e ca și cum ai spune colectivizarea. Care a fost fraud. Nu, n-a fost nicio fraud. Așa văd și banii. Statul a zis, eu am legal tender, eu mă ocup de chestii. Asta tu zici că forțat, da. Asta e situația de astăzi cu certitudine. Eu mă refer în momentul ăla când s-a făcut tranziția. Și când s-a făcut tranziția... Nu, furtul a început, cred, la început, pentru că ți-a spus când avea acoperire în aur, zicem dolarul, dar vorbim de cazul nu de lei de România, de America. La 1900, când ți-a zis că doar dolarul este legal tender... Ăla nu-i furt, asta încercam eu să zic. Ba da. Dacă eu zic, tu n-ai mai voie să folosești decât Asus, păi asta al laptop, asta nu e nicio fraudă. Păi de asta zic, deci în 1000... E o agresiune, dar nu e fraudă. Asta vreau, nu, eu nu zic că nu e o agresiune. Zici, nu e, dar nu. Nu, nu e furt. Vedem, Costel, nu. Deci la început, când dolarul avea acoperire în aur, da, 1900... Toamnă, de exemplu. Așa. Nici atunci ai avut tu contract cu statul. Dom'le, mi-e dai... Păi da, așa atunci, cum n-ai dar nu era fraud atunci. Atunci așa cum nu ai contract dolar, social. Nu. Cu atâtea grame cu aur. Ai semnat, n-ai intrat și ai semnat. Da, okay. N-ai fraud. Adică cum apa aia atunci are păi sens da, contractul n-ai social. N-ai fraud atunci. Atunci ai furtul. Auzi, Costel, dar merge... În 1971, când a luat dolarul de sub acoperirea cu aur, da, și a zis banii ăștia sunt la fel ca... De da, zic, a, uite, atunci a apărut fraudă. Demonstrația mea era că nu era fraudă. Nu e nici furt. Înțelegi? Inflația nu este furtă și noi folosim în toată literatura libertariană. Inflația, o taxă ascunsă, nu știu ce. Literal vorbind, nu este furt. Deci când ăla face un monopol, când statul face legal tender și zice, ca în Biblie, știi, doar eu decid
ce bani folosești și nu știu, ăla nu e furt. Așa, o e o formă de agresiune, că eu nu, dacă vreau să fac bani cu Costel pe aici, n-am voie să dar asta nu e furt, n-a zis, a, m-am furat asta, că n-am voie să... Nu, nu e furt, e o agresiune, e un monopol, legal tender. Dar nu e furt, nu e fraudă. Adică, ce vreau să zic, hai să folosim termenii ăștia mai... Da, ok, da, înțeleg. Mai precis. Da. Da. Vorbim, mi se pare că, uite, circulă în... Da, ca precizare e tare. Da. Într-adevăr, îți cade valoarea, știi, când îi părește bani și nu știu ce, aveai 100.000 de euro... Și simplificând, da, e furt, da. Da. E metaforic e furt, a, oră, mi-am furat. Da. Dar, strict vorbind, nu e furt. Poți spune, uite, consecințe ale agresiunii statului sunt că m-a sărăcit. Bine, stai, voiam să te întreb. Deci când te duci la pâine, n-ai contract. E un contract implicit. Îți dau bani. Da, dar aici n-ai niciun fel. Ai putea să zici că pe vremuri oamenii se așteptau banii să fie... Deci n-ai nu contract teoria semnat. Nu în teoria libertariană. În descrierea adică istorică. Deci tu zici că n-ai putea să zici că e ca ăla implicit de la pâine. Genul așteptarea oamenilor. Adică statul zicea, într-o vreme, zicea... Dacă el te-a forțat să faci chestia aia. Deci din momentul în care cineva te-a forțat să faci ceva, nu mai vorbim de... Bine, oricum, ăsta era un amănunt liber complet. Schimb și... La, de exemplu, la chestii externe, cred că francezii în 71 l-au forțat pe Nixon. Și francezii, ei se așteptau ca dolarii, hârtiile, să fie schimbate atâtea grame de aur. Ei aveau... Până nu-i forța nimeni. Da. Bă, ăsta e dolarul, ăsta, doar cu ăsta. Deci dar aveau alt bani. De ce? Pentru că relația între state era una voluntară. Da. Ei, și după aceea, pentru francezi, a fost o fraudă pe față atunci. Când... Da, dacă consideri francezi, între statul francez și statul american, da, a avut loc o fraudă, că el a promis că nu știu ce și da, nu le-a dat. Dar nu între cetățeanul Gheorghe s-a dus el și a semnat contract și... Da, 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 înțeleg ce zici. Deci a fost super agresiv. Mi se pare când că circulă foarte mai mult chestiile astea. Că e furt, mă, îi părește bani și fură, știi? Sau Rothbard, știi? E fraudă, știi? E fraudă. Nu e, strict vorbind, nu e fraudă. Nu e nici furt, nu e fraudă. Mie îmi plac precizările astea. E agresiune a statului, știi? Dar care nu e furt acea agresiune. Agresiunea, în domeniul agresiunii e mult mai mare decât... Bine, poți să înțelegi și pe oameni de ce simplifică. Unul, că e mai ușor de comunicat. Și emoțional. Vezi emoțional, mai bine. Știi, e... Nu, și plus că, în efectiv, când transferi, zici, bine, te-a agresat, te-a agresat, dar cât te-a agresat? Dacă transformi în sume sau în pierderi, atunci e mai evident. Păi am avut atâta pierdere, da. Deci seamănă foarte mult cu un furt. Ha, ha, ha. Dar da, tehnic. Sau ți-a furat valoare, dar nu e furt strict în teoria libertariană. De proprietate. Asta de valoare, da. Nu e, pentru că furtul de valoare se poate pentru schimburi voluntare. Yes. Tu deschizi o brutărie lângă cineva și i-ai furat clienții, i-ai furat valoarea. Ce mai avem ceva? Avarul. Falsificare? Nu prea. Avarul e invers. Da. Mie îmi place la avar. Marca lui... Da, nu, mai aveam ceva. Da. Mai aveam ceva înainte să trecem la punctul următor. Pentru mai multe detalii căutați pe canalul nostru de YouTube episodul atunci când discutam Manifestul Libertarian împotriva socialismului monetar. Acolo vorbim vreo două ore despre toată istoria asta pe care încearcă Bloch să o pun aici în carte cu pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4. Deci... Sunt interesante că uite și uite și statul cât el de tare, știi? Uite că a luat-o încet, așa. Ba a falsificat, nu știu ce, depozite, ba a falsificat întâi monedele, întâi... Masa 1, 2, din... masa, da, așa, da, da, da. Avarul. Mi-a place la avar, știi ce mi place? N-am mai găsit la niciun chestia asta. Luc spune, dom'le, sunt oameni care colecționează pietricele, unii tablouri. Unul vrea să țină în casă monezi și bancnote. Să se uite la ele. Nu vrea să le pună nici în bancă să producă dobândă sau să fie împrumutați unor chestii utile la întreprinderi, la antreprenori. Nu judecăm noi. Nu judecăm, trebuie preferința omului, când sunt banii lui, e preferința lui să stea să uite la ei. Deci, doar din punctul ăsta de vedere, ar trebui respectat cum ar veni avarul, să nu te bagi peste preferințele omului. Că după aceea această preferință a lui are și niște externalități pozitive. Asta am discutat noi atunci cu
Dickens. Da, da. Documentul ăsta. Pe scurt, crești puterea de cumpărare. Crești puterea de cumpărare, da. Retrăcăm. Deci chiar dacă nu investește, să zicem că îi ține la saltea, niște saltele, îți crește puterea de cumpărare, îți face un bine avar. Te trezești că, nu știu, iei un euro, lui, iei 5 Pepsi, știi, din... Da. E un argument subtil. Interesant. De nu mai e clar dacă... El l-a formulat în prima oară. Apropo de aia cu preferința lui, ce zic ceilalți? Păi aici ne batem, aici e discuția. Că ceilalți vor să calce pe tine. Mm-hmm. Ok, ai preferința aia, dar noi nu avem. Cam asta e nu ține polemica banii. Libertarianism. Nu ține banii, nu ține banii, banii trebuie să ceva... Am înțeles cum era aia. Curat violare de domiciliu, dar umflat, știi? Prea murdar. Umflă. Dar mai este o infracțiune pe... Extind puțin aici. În România, dacă dai foc la bani, este infracțiune. Nu numai în România. Nu numai în România. Să distrugi legal tender-ul, da. E infracțiune și în Statele Unite. Ok. Și s-ar putea să fie și în toate alte părțile lumii. Deci ei sunt proprietari, ei te atacă, de ce îmi strici bunul? Deci, în momentul că eu muncesc, îi primesc niște un salariu, niște bani. Nu sunt ai mei, nu pot să fac ce vreau, de asta înseamnă să fiu proprietar pe bani, pe suma respectivă, da? Am control exclusiv asupra ce se întâmplă cu acei bani. Pot să-i beau, pot să-i dau foc dacă vreau. Se pare că... Controlul nu este exclusiv, nu? Socialist, controlul este non-exclusiv. Da, atunci cu funcția primarului din Dolj, era Neamărin acolo, primar și, mă rog, am zis apelea actor. Și vrea să-și dea demisia. Și vine secretarul de la județ și îi spune: domnul primar, se poate. Toate așa demisia când vreți, nu se poate. Dacă partidul greșește când v-a numit aici primar. Na. Nu, era o chestie gen tovarășe din Oiu, la o însărcinare pe care ți-a încredințat-o partidul și statul, nu se renunță. Da. Dar și cu banii statului, da? Nu faci ce vrei cu ei. Eu mă gândeam dacă nu cumva e redundant termenul exclusiv, definiția proprietății, că definiți proprietatea și dreptul de control exclusiv asupra unei resurse. Adică mai trebuie să mai zici exclusiv dacă vorbesc de... Da, trebuie să spui, pentru că sunt situații în care ai un, zicem, o companie, ai un drept, să zicem, de control parțial, are acolo, de exemplu. Grupul are control exclusiv. Grupul, da, dar tu... acțiunea ta, dacă relativizăm la aia, ai control dacă, exclusiv. Dacă grupul are control exclusiv, de ce mai trebuie să spui? E asta vreau. Asta era critica mea. Eu zice că da, trebuie. Păi nu se înțelege dacă ai zis că ai drept. Vale are drept de control pe paru. Eu cred că... Ce mi-aduce în plus când zic Vale are drept de control exclusiv? E posibil să aibă parțial. Adică eu zic că din definiția dreptului... Înseamnă să spui... Înseamnă să atunci când spui exclusiv, este ca și cum ai spune așa: Vali are drept de control pe paharul ăsta și nimeni altcineva nu mai are acest drept. Asta înseamnă exclusiv. Dreptul de control conține. Dreptul de control înseamnă că lui Vali e permis să-l folosească, celorlalți le-ai interzis fără permis. Nu e neapărat. Ba da. Nu înseamnă asta. Teoria mea e așa, tot timpul e împăciuitoare, ca de obicei. Deci mie mi se pare că, Costel, tu ai dreptate, pentru că logic, nu e nevoie de alea. Eu cred că în realitate, în complexitatea de prostii în care evoluăm zi de zi, trebuie să-i și spui: mă, nu e drept ăla de stat sau cum, da, nu știu ce. Trebuie să-i spui: bă, e exclusiv. Da, cred că ăsta e sensul. Mai degrabă unul retoric față de socialism. Palii are nu control. Control exclusiv. Eu aș fi zis, mi-ajunge că are drept de control. Înseamnă că Valii, nu altcineva. Controlează. Nu, nu, nu. În anarhocapitalism, Vali este însurat, da, are acest apartament și el are dreptul de control asupra acestui apartament, dar nu exclusiv. Pentru că și soarta are un drept exclusiv. Deci el trebuie să se consulte. Auzi, dar dacă consulte. E patriarhat la mine în casă. Nu zicem că ați cumpărat amândoi, ați pus bani amândoi. Exclusiv se mută pe grup. Atunci. Da. Ei amândoi au control. Eu vorbeam de Vali. Alexandru n-are drept. Ah, nu, atunci trebuie de Vali. Atunci trebuie Vali. Să
Atunci trebuie să precizezi. Are parțial. Nu faci ușa la apartamentul tău. Răspunsul meu e că poți zici că ei. Ei doi au drept de control. Și fiecare? Parțial. Nu mai zici că exclusiv. Ei doi au drept de control. Dar Zervali cum îi spui? Păi n-aș mai folosi termenul. Asta vreau să zic, că e redundant. Nu, adică cum ai descrie drepturile mele doar a lui, în cazul în care sunt împărțite. Care eu fac parte dintr-un grup. Da. Ce control are? Are el exclusiv sau nu? Nu. Dar nu aduce nimic, e suficient să spun că are drept de control, control. Să cutare, știi? Și să zic în continuare, are drept exclusiv cutare. Nu, mi se pare că primul inventar s-a epuizat. Mă rog, o subtilitate. Hai să vedem ce mai... Aș da. We do that. We tend to do that. Aș da un pic înapoi. Da. Că mai era o chestie aici. Falsificare? La falsificator, da, pe care bloc o aduce în instituție. Oamenii trezoreriei. Oamenii tăi. El, de fapt, de Man ce... Man in Black. Da. De ce vrea să discute de chestia asta? Pentru că în, să spun, în psihologia americanului de rând, ăștia sunt incoruptibili. Deci dacă există vreun înger pe lumea asta, lucrează la trezorerie. Și tocmai asta încearcă bloc să... Eunuci? sunt niște eroi. Sunt eroi de filme, sunt filme făcute cu ei în prim plan, cum se duc și se luptă. Da. Nu chiar incoruptibili, acolo e o altă poveste, dar genul ăla de, cum să spun, de halo a oamenii trezoreriei. Și atunci Bloc îi atacă aici în final, tocmai pentru asta, să spună că ăștia, de fapt, nu fac altceva decât să falsifice bani și să lucreze în scopul falsificării banilor. Yes. Adică contrastul ăsta mi se pare că vrea el să-l... Păi era mema aia cu ăla la bancă, nu? Când cerea banii și banca zicea... Banca îndrepta arma. Asta era o chestie de genul ăsta, știi? Banca era agresorul, de fapt, știi? Da. Lângă avar... Nu, stai. Mai am o mică chestie de zis la avar. Pe și eu tot la avar, zic. Lângă avarul care doar stă cu banii în casă, mai sunt și avari mai cuminți care le place să stea cu banii într-un cont, într-o bancă. Și atunci o altă externalitate pozitivă a lor este faptul că acei bani nu o să fie consumați imediat de către acea persoană. Sunt împrumutați de bancă unor antreprenori care investesc în mijloace de producție, în capital și reușesc astfel să crească bunăstarea societății. Da, bine, ai putea să zici că la nu e un avar. E un om care economisește, tra-la-la, ca nuanță față de unul care deci, chiar da, trage din economie. Da, avarul se uită la ei. Da, sunt mai multe grade de preferință de timp. Dom'le, cum vreau să-mi consum banii câștigați, știi? Imediat. Și ăla poate fi avar, nu? Ăla cu investițiile, că el își vrea bani. El lacu. Nu? Poate fi. Sau avarul e doar ăsta cu... Te mulțesc. Grămada de bani. Se tot uite la ei. Nu știu, sunt altul mizeru, știi? Deci mizerul în engleză poate are doar nuanța asta de order. Da. Apare. Dar... Bloc vorbește și de cel care pune banii la bancă, știi? Asta pentru că, uite, critica a keynesianismului aici, conflictul ăsta între, pentru austrieci, nu există un conflict între consum pe termen lung, cel puțin, și economisire. Uh-huh. Economisirea te ajută să consumi mai mult pe termen lung. Ăștia, da. Keynesienii nu vor să... Pentru ei, când economisești, ce înseamnă? Cad firme, scade consum, ai un conflict. Zic, vorbim la austriești, n-ai un conflict. Ai un conflict dacă vrei, pe definiția economisirii, ca abținere de la consum, pe termen scurt. Te abții de la nu știu ce. Uite, Bloc se referă la omul primitiv, știi, ca să facă un plug, a mai... a redus consumul și a făcut bunuri de capital.
Deci, Keynes explică tot felul de chestii pe termen scurt. Și am văzut de curând o super scurt schimb de replici între cineva și Bob Murphy. Cineva zicea, păi, zice, păi dacă te gândești puțin, îți dă, ajungi imediat la UBI, era un subiect. Și a, Bob Murphy, da, și Bob Murphy zice, atunci trebuie să te gândești mai mult. Puțin mai mult, da. Era Young, era zic. Whatever. Și mi s-a părut, bă, da, deci, Keynes este exact ca la Hazlitt. Îți arată doar puține. Nu se uită și la... la nu, literal, el ar avea dreptate că ai conflictul ăla, că te abții pe termen scurt. Problema e că el te caricaturizează. Uh-huh. A, ce-a vrut Vale să spune că să nu mănânci deloc niciodată. Știi? Nu e, frate, nu e ca austriecii asta. Austriecii au zis nu mânca 5 orme, mâncă 3 sau 2. Știi? De poți, mă rog. Ideea, abține-te la consum, pentru că așa faci bunuri de capital și plătește cu... Uite, dar asta e ultima, adică, mă rog, o chestie pe care vreau să o mai zic. Deci, marea majoritate a oamenilor, cu asta ăștia defilăm, dar marea majoritate, când ai discuții, premiza de multe ori nespusă este că oamenii își dau cu părerea despre cum ar trebui să meargă economia, ce ar trebui să facă cu banii. Ideea e că ei se gândesc, păi dacă ar face toți așa, dacă toată lumea ar strânge banii și nu i-ar mai băga în economie. Da. Ar fi colecționariu, doar că nu se întâmplă așa. Nu, dar vreau să, exact, dar vreau să arăt două chestii. Unul, că nu e treaba acestor tipi, persoane, să-și dea cu părerea despre ce trebuie să facă oamenii cu banilor. Deci da, să zicem că toți ar trebui să țină bani, toți ar ține banii, că-s nebuni la cap. E treaba lor, unu. Deci nu trebuie să-ți dai tu cu părerea că asta vine următorul moștenitorul. Hai să, ăștia, e ca și cum ăia nu sunt banii lui. Asta e un punct. Și al doilea punct ar fi că empiric, sau mă rog, putem deduce evident că dacă toată lumea ar ține banii, nu s-ar mai face schimburi, în scurtă vreme toată lumea ar muri. Și că nu faci schimburi, mori. Caricatură, deci austrieci, și pentru austrieci, scopul unei economii este consumul. Să consumăm. De ce ne ajută, știți, face? Nu zic austriecii că să... Asta, Keynes să-ți făcea caricatura asta. Ăștia spun că... Să economisești așa, dar mă mori. Nu mănânci, nu e așa. Nu, e prostie, ești. Nu, nu zic asta. Și pentru mize, scopul asta e consumul. Să consumăm, știți. Când economisești, de obicei zici, nu mănânc acum două șaorme, nu. Mănânc peste o săptămână trei. Da. Mai chiar mai încolo. Eu aș zice că... De... Ce ești la dietă? Că le cam chinsiană. Eu aș zice că zgârcitul ăsta, avarul ăsta, a descoperit o metodă... Da, mai bună de a consuma banii. Că de obicei când îi consum... Să duc. Mm-hmm. Dar el dacă îi consumă doar uitându-se la ei... Da. Păi tot are. Păi tot are, da? Da. Vreau, corect. E un consum nedistructiv, nu-i sparge și pe chestii. Oricum și asta e un eufemism, știi că spargi banii. Spargi banii, adevărat spart ar fi arși. Banii se mută pe valori mai mari, mai mici, mă rog, se plimbă prin economie dacă... Bine, știi de ce, apropo de spartul banilor? De ce în Marea Britanie erau pe vremuri, dacă ați văzut filme și alte chestii, Marea Britanie avea un sistem din ăsta super ciudat cu guinee, lire, shilling, penny, da, pens, de așa mai departe. Da. Subunități și echivalențe. Da. Era de unde, cum de au gândit ăștia chestia asta? Că dacă ne uităm doar la pennies, da, un penny era făcut astfel încât și era, deci, era tăiat în cruce, să putea rupe. Mm-hmm. Pentru chestii care costau mai puțin de un penny. Da, mă rog, e greu de imaginat astăzi, dar pe vremea aia când banii erau adevărați, să putea. De asta apare că îl rupeai odată și aveai un half penny, un half penny, ceva, mai rupeai odată. Păi un sfert de penny. Farthing sau
care era cam cea mai mică. Ideea e că te duceai să plătești, se strângeau tot felul de colțunași din ăștia la bancă, ăla ți-i măsura, ți-i cântărea, da? Îi topea făcea la și loc. Îi făcea la loc monezi. Yes. Foarte interesant. Asta pe principiul banilor sănătoși. Că multă lume nu înțelegea de ce. Păi uite de asta, că o guinee avea 20 de lire, n-ai voie pe masă. O discuție mai mult economică asta despre confruntarea asta. De ce? Pentru că liberalii, economiștii liberali au teoretizat asta. Dom'le, cum crește avuția națiunii? Crește, uite. Economisire, domnule capital. Libertarianismul ca teorie politică, știi, a libertății. Noi nu recomand omului să gândească pe termen scurt și pe... Omul are dreptul la libertate. Deci dacă e un keynesian... Ai dreptul să faci. Deci nu se pronunță libertarianismul. Asta e o discuție economică. De ce îți crește mai mult avuția? Mai multă economisire sau mai mult consum? Moștenitorii. Eu nu știu cine îi înfierează de trebuie să-i apere. Păi, Da, îi înfierează că banii... Piketty. Nu, da, Piketty e un... Bani nemunciți, vezi, doamne, da. E un dăsta. Cum să zic, o paradigmă, știu eu. Deci chestia asta e... Taxarea moștenirii, asta nu e... Vine de la Ross, cred, prin anii 60. Peste tot, înțeles. Sau masterat, taxarea moștenirii. James Buchanan. Liberal clasic. Taxarea moștenirii. E taxat moștenirii. Ăla n-are niciun merit. Dar de obicei sunt... Ai găzunat, dormit, n-ar... Peizaderele și băieții de Bangata sunt atacați crunt pentru că îi sparg banii. Nu, dar una din ideile socialiste puternice contemporane. Taxarea moștenirii. Cea mai mare mizerie. De succes. Și de succes pentru că nu e așa atunci când fur de la un mort. Nu mai e furt, nu? Aha, bravo! Da, mai fac ăștia mișto, că te taxează și la... Da, da. De ce? După deci ce nu mori. Scapi, nu tax și în momentul intră drigul, te duce și de toate... Deci toate death fri. And taxes and taxes after death. Pentru că ăștia îi pun accentul pe ce primește moștenitorul, dar nu pun accentul pe dorința celui care a muncit pentru banii aia. Da? Dacă ăla care a muncit pentru banii aia dorește să... banii să revină X, Y, da? Nu are, n-ai tu dreptul să intervii, deci domne, nu, 30% trebuie să vină spre altceva. Vezi că țări cu 80%, deci e ceva... Moștenire, nu? Da, cum da, faci, da. Cum scapi? Ia, cum Belgia sau cineva. Sunt, cum spune faci? Și un alt bloc aici. Le pui, firmă? Le pui pe firmă și fundație, asociație, trust, sunt mai multe vehicule prin care poți să scapi de chestia asta. Și ideea de bază este că asta este o donație, un cadou, care foarte bine poate fi făcut în timpul vieții celui care are averea și un bloc zice, păi prin absurd atunci taxați toate, toate donațiile și cadourile. Da. Dacă sunteți ceea în halul ăsta. Ce se și întâmplă în anumite țări. Serios? Dar în Germania trebuie să declari că ai primit cadou de ziua ta, să zicem, o mașină. Nu. Se întâmplă peste anumite praguri. Da. Sunt mai mici, sunt mai mici. Da, dacă îți dă o bomboană, nu o declari, dar dacă îți dă o mașină scumpă sau un apartament... Și în România. Da, ce donația se taxează, da. Donația se taxează. Peste anumite praguri. Dar... Deci cum, dacă taxează? Dai la un azil la de bătrân... La toate praguri. Dacă... Bine, dacă îți donează un... Da, ai drept. Dacă dau la un azil de bătrân, asta te taxează? Păi ei? Păi ei ar trebui să-i taxeze. Totuși, dacă azilul e de stat, poate zice mulțumim în sănătate. I don't know, nu știu. Dacă fundația aia este non-profit, nu mai are ce să taxeze. Că la firme se taxează profitul. Dar teoretic, dacă tu donezi o mașină unei firme, ai așa făcut creștere de capital, prin urmare este trebuie profit? Să declare profit. Da, de exemplu, ai o amantă, știi, și dai un Ferrari. Trebuie să plătească taxe. Da. Deci statul ce crud este. Deci mie mi se pare... Deci taxa pe ce e? Cum să mă numesc? Cum?
Taxă, taxă pe cadou. Taxă pe donație. Pe donație. De fapt, e pe un fel de venit. Un fel. Mă rog, deci măgăria pe care probabil trebuie să o repetăm este așa. Cineva, să zicem că muncește, produce niște bani din nimic. Apar banii aia în economie pentru că el face ceva. Niște creează bani, valoare. Creează valoare, nu, dar și banii fizici. Să zicem că apar și aia, dar intrăm într-o ciudățenie. Mă rog, deci apar niște bani, că eu la bani vreau să... Nu la valoare, că valoarea poate să dispară, nu mai punem valoare pe omul X. Creează valoare, da. După care o monetizează. Thank you, yes. Ok. Deci așa, și din cauza că ai acest contract nescris, dintr-o dată zice, dă-ne și nouă ca să ții lucrurile alea pe care nu le-ai făcut tu, Obama, da? You didn't build that. Și zici, bine, eu am produs banii ăștia, bine, vă dau X cât accept eu taxare. După care pot să fac ce vreau cu banii ăștia? Da. Și de banii ăștia sunt taxați de 700 de ori. Deci dacă tu cumperi, dacă eu îți donez ție, după aia mâine ne răzgândim, deci de fiecare dată când ne donăm, banii ăia se taxează 1%, 1%, 1%, mă rog, atâta în România, cred. La un moment dat nu mai rămâne niciun ban. De 1% ce? Plus TVA. Da, TVA? Plus TVA. Iar dacă e la persoană fizică? Ce anume? Ce mizerie. Ce? Ideea este că de ce îți mai taxează din nou banii? Deci ideea e, sunt niște bani ca să se vadă absurdul situației, da? Al statului. Deci dacă zici, m-a produs niște valori și dă-ne și nouă că ne ocupăm aici de tot angrenajul țării, whatever. Să zicem genul ăla de justificare idiota a statului. De chiar înea lui Obama avea dreptate? Obama? Nu. De ce? Argumentul că nu ar pentru fi că erau din banii lui? Aia trebuie, nu, pentru că chestiile alea se prind în prețuri până la urmă. Nu, nu, eu mă gândeam că te-a luat statul banii să facă drumul și la ce se referă Obama. Nu, un argument contra ar fi că are dreptate totuși Obama, în sensul că Obama a decis investiția în drum. N-a decis-o. Dar el nu zicea de asta. Ba nu, el la asta se referea. Mm. Folosești drumurile, folosești infrastructura. Ba, asta era contextul. Dacă asta era contextul, ok, dar eu am înțeles-o atunci. You didn't build that. Dar eu am averea ta. Nu, dar eu am înțeles că genul ăsta de bunul mers al societății, you didn't build that. Eu asta am reținut atunci. Dacă se referă că punctual, publice, da, prin alea, care da. Ți-am dat școală, ți-am dat nu știe și așa te-ai trezit tu 4 ori. Da, da, da. Erai un amărât. Da, făceați voi drumuri niciodată, da. Da, uite, pe argument, știi că foloseai tu exemplul ăla, că nu, că noi lucrăm pentru stat sau nu știu. Cine zicea? Polițiștii sau... A, da, genul ăla... Domnule, pentru statul crezi, nu pentru nu tine. Nu pentru tine, deci, cetățeanul. Deci când zice cineva da. Polițistului, deci, da. Sensibilități americanești, libertariene, când zice cetățeanul, lucrez pentru mine, polițistului. Polițistul zicea, lucrez pentru stat. La ceva de genul ăsta mă gândeam și cu Obama, că Obama a decis drumul și... Da, într-un fel avea dreptate, știi. V-am furat și decide statul ce vrea. Da. Da, și această gen, tendință de a taxa moștenirea vine și mai ales din altă blog menționat aici că vine dintr-o dorință de a crea egalitate, domnule. Deci, dacă unii au avut talent, dacă au fost mai harnici, dacă au fost mai norocoși în viață și au strâns avere, nu este, să zicem, sigur că și moștenitorii o să fie la fel. Hai să egalizăm. Tom banii ăștia să-i distribuim tuturor. Și adică ei au fost membrii productive ai societății, au crescut nu știu ce, și... Deci mie mi se pare că fundamental toate astea se bazează pe teoria valorii muncă. Deci domne, a sudat, am câștigat, ăștia-s banii lui. Ălălalt n-a sudat. Ți-a și dacă ai sudat. A, bașca că ți-a câștia, da. Dar într-adevăr, ai dreptate că există imaginea asta de la Marx. Ăla stă pe poda asta de bani, na. Deci Marx nu se gândește la primii, la aia care fac bani, la părinți. Marx se gândea la aia care luazele copiii, știi care? Bine, și... Adică el și cu prietenul lui, da, Engels, da, nu? Engels, da. Da. El, ce știe? Da, și ajungea atât taxa și cei înalți. Față de cei spunți. Cei harnici față de cei leni și așa mai departe. Pentru a această egalitate.
The Handicapper General. Se referă la Vonnegut, are Vonnegut novela Harrison Berger, în care era ideea, mai deștept avea o chestie în cap să-i... Treseze, să nu poată să gândească. Băia mai frumoșul era operat, era o chestie de asta barbară, foarte, uite, foarte bună, Vonnegut, genorul, de nivelul oră. Da, 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 foarte percutantă. Bine, și ce mai zice Bloc? Zice, pare că mulți vor să taxeze astea, tocmai ca să nu poată mafioții să lase moștenire sau să doneze și să scape de banii furați și să zică, păi eu nu am bani. Nu mă i-ați mai găsit la mine, mă închideți, whatever, dar banii rămân în familie, nu știu ce. Știu că asta e poziția asta. Undeva zice, e, există da, unii. Nu e atât de general. Bă, și da, poziția da. Standard e că ne trebuie, știi? Ne da, trebuie da. Pentru distribuție egalitaristă. Ideea e că și dacă să ajutăm oameni amărâți, știi? Of course. Și ideea e că și dacă vine cineva cu argumentul ăsta, că domne, banii au fost câștigați ilegal, și atunci mai bine să-i taxăm. Nu! Prindeți hoțul. Corect. Observați da. Ilegalitatea, cereți restituție, da, la... obligați, nu știu da. Ce. Deci nu taxezi tu indirect. Bloc aici, Bloc aici are și un argument mai subtil de tip elitist, în sensul dacă nu reușești să-i prinzi băiatul ăsta, idiot, nu o să reușești să faci nici redistribuția. Și parte... Deci argumentul ăsta elitist că... De ce? Deci de oligarhie. Nu o să-ți facă ție ciolacul să împartă banii cu tine. Tot. Mai zic eu obsesiv pe aici. Deci nu o să împartă. Dacă împarte, nu mai intră în politică. Se dispersează banii. Da, și în cazul peștelui sau al dealerului de droguri sau altor meserii răufamate, vorbim aici doar de cazul pus aici în discuție, și anume moștenirea bani făcut legal. Da? Legitim. Nu... Teoretic. Pe teoria proprietății. Dacă nu sunt banii tăi făcuți legitim, nici moștenirea nu e validă. Da. Deci n-ai nevoie să deci te duci acolo. Noi aici nu discutăm adică. De... Că, domne, domeniul ăsta este plin de mafioți și de ucigași și infractori, da? Bine, de un caz în care unul a muncit toată viața, a strâns de bani și vrea să-i lase lui fiul. Eu nici nu prea am întâlnit. Auzi, deci strâmbătatea de genul ăsta e întinsă peste tot în acțiunile curente ale statului. Deci ai, nu ai voie să faci tu ce vrei cu banii care tu crezi că s-ai tăi, din cauza că ți-a pus limite la transferuri, de exemplu. Nu poți să transferi tu peste nu știu cât cash. 3.000. Acum ai 3.000? Du-te tu, mă rog. Sigur nu e 10.000? No comment. Cash. Move on. Vorbim de extras sau băgat în bancă? Card la card. Card la card limită? A, păi da, da, o ridici. Zici, cumpăr ceva mare și... O ridici, da, te întreabă. Te întreabă, bineînțeles. Păi ei sunt agenții ai statului, nu mai sunt bănci. Păi da. Da, ei sunt agenții ai fiscul. Mă rog, și ideea e că... să bagă peste tot și îți vine cu prostii din astea în care vrem să prevenim nu știu ce și atunci lovim pe toată lumea. Asta e un argument deja evident, îl știe toată lumea. Dar poate trebuie repetat. Deci, păi vrem binele. Păi binele este că prinzi pe aia care fac agresiuni. Și zice, nu e împărtășit. Da, zice, nu, și lumea, pe bună dreptate, au așa o intuiție omenească. Zic, păi nu-i mai bine să previi înainte să te tratezi? Sigur că da, hai să prevenim. Bine, dar să nu intrăm cu prevenirea peste libertatea omului. Crendu adică, hai să nu uităm. Creându un rău, stai de. Creându un rău mai mare, știi? Înțelegem. Așa punem toți oamenii în pușcărie. Mai furturi, nu mai nu știu ce, dar agresiunea e mai mare. Da. Vezi pandemia. Da, exact. Ca să aperi de 3 răufăcători, îi agresezi pe toți. Pentru că, de ce nu? Și poți să o faci, dar nu mai e viață, știi. Societatea umană e altceva. Da, exact. Da, e o mică colonie. Vreau să mai zic puțin de lucru. Deci mult timp discuția asta. Uite și acum. Că vrei să te uiți la certuri între opoziția conservatoare antileftistă e că îi adau loc la facultate pro-americanilor
împotriva meritului, ăla n-are niciun merit, știi? Băga la Harvard că, na, e afroamerican și a suferit strămoși. E polemica asta între egalitate de șanse și merit. Acum poziția lui Ross a fost că, păi da, da, și meritul ăla e, vezi, Ross nu era așa constructivist sau postmodern, el zicea, meritul ăla e și el, născut. Val, e făcut să muncească, știi, așa el, genetic, face munca. Nu e meritul tău, zice Ross, că ai succes, că genetic. Da, a venit. O, da, sau o pleașcă. Mă gândesc că răspunsul libertarian ar trebui să fie so what? Yes, of course. De ce să-mi fur asta? Că eu sunt... Cam ochii, nu știu cum. Deci, ea zice că răspunsul libertarian ar trebui să fie... Parcă go fuck nu, yourself. Parcă nu ne fundam știința pe etnogenetică. Bravo, da. Nu, dar hai să zicem că... Îi concedai chestia. Hai să zicem că nu e nicio parte... Tu nu ai niciun merit. Tu așa ești natural. Michael Jordan nu are niciun merit că s-a antrenat. Inclusiv pentru antrenat a avut gena de antrenare. Așa nu se antrena. Deci nu e munca lui, știi? Corect. Și ce dacă? Asta a răspuns libertan. Și ce dacă? Omul are dreptul la libertate, știi? De... Zicea cineva, te oftici? Ha, cam asta e ideea. Cam asta e ideea. Rothbard zice, so what? Știi? De să ca un sticker. Era o fază din serialul Mad Men mai de mult. Erau ieșiți familia, da, el lucra, ea era casnică, aveau doi copii, doar ce își luase o mașină nouă, erau ieșiți la un picnic. Și o întreabă băiatul pe maică-sa. Mami, suntem bogați? Îi răspunde, e necivilizat să vorbești despre bani. Poate că e o treabă care ar trebui spusă mai mult copiilor. Da, ca să nu-l bagi în complicații, că depinde ce vârstă avea. Compared to what? Și bogați compared to what? Și mai ales atunci când discuți banii altora. Aia. Atunci e și mai necivilizat. Păi suntem. Poate dramatizăm noi că avem modelul ăsta de a libertarian, a libertății, știi? Mai mă gândeam la discuția pe care am avut-o cu Vali, cu libertatea absolută. El tindea să spună că da, libertatea din libertarieni este absolută. Eu tindeam spre nu, bine, fiecare asociam interesuri diferite, știi, în sensul intenționat de el. E valabil pentru toți oamenii în toate contextele. Și eu sunt de acord, sensul universal. Știi? Da, libertatea, uite, dacă libertarieni înțeleg în libertate, nu să faci ce vrei, ci respectarea dreptului de proprietate. Da, absolut. Respectarea dreptului de proprietate în libertarianism este absolut. Și sensul tehnic libertarian ăsta e. Respectarea proprietății private. Nu numai să faci că așa sunt echivalente. Da, dar eu asociam absolut. A, pot să fac ce vreau, pot să duc mâinile să-mi folosesc proprietatea la gâtul lui Alexandru? Răspunsul nu. Asta ar fi o agresiune. Și agresiune în libertate. Sunt interzise. Yes. Nu, în agresiunile sunt permise. Mă rog. Scuze, ce? Cămătarul. Cămătarul, da. Nu mai avem nimic la asta? Nu. No. Deci care e argumentul? Dacă ne aducem... Sintetică... A, ăsta cu teoftică. Nu, nu. Da. Argumentul sintetic al lui Bloch este ăla că trebuie taxate toate. Toate darurile. Reducere la absurd. Sunt două reducere la absurd. Trebuie taxate toate și ajungem cam Vonnegut cu darea de giulele de picior. Ah, yes, yes. Aici sunt două tipuri de persoane care împrumută bani. Sunt cei care acumulează capital printr-o mai mică preferință de timp și ei înșiși împrumută pe un antreprenor, să zicem, să-și deschidă o afacere sau pune banii la bancă și banca intermediază sau cel care doar intermediază pe cei care vor să primească o dobândă la banii pe care iau și acumulează și pe cei care își doresc banii acum deci să îi investească. De fapt, pe cine apar acum? Băncile? Nu, vorbește de bănci de acum. Da? Vorbește de cei care ar... Băncile nu sunt... Pardon. Oamenii bogați nu sunt
Ei împrumută, nu se împrumută. Pardon, da. Ei se împrumută, nu împrumută. Yes. Da. Pe altfel cum să fie bogat. Oricum, băncile actuale nu operează cu concepte de tipul acumulare de capital, da? Ele împrumută bani din nimic personal care își doresc. Deci ele n-au nicio treabă cu capitolul ăsta. Băncile actuale. E cu subpunctul suntem, mai de mai devreme. Da. Sunt... Deci o legătură cu subpunctul de... Argumentul cheie pro. Dar că eu... Pentru că odată... Faci un serviciu. Faci un serviciu. Da. Cine te-a oameni... pus? Cine te-a pus? Există oameni care își doresc acum neapărat, să zicem, $200. Și oameni... 100. Ca să-ți iasă exemplu zi de 100. A, da. Își doresc acum $100 și au în minte o afacere care le-ar aduce, să zicem, 500 și ar plăti cu cea mare bucurie $200 peste un an. Lui care îi va da $100 acum. Mă că n-are capitolul acum. Și există cineva care ar pune deoparte $100 pentru $102 la anul. Aceste două persoane se întâlnesc ori între ele, ori cu un ajutor intermediar, da? Și îi zice cel care dorește să împrumute bani, îți dau $150 la anul, vrei? Dacă eu se aștepta cu $102. Vreau. El se aștepta oricum la 200 să mai crească pretențiile cel care îi dădea capitalul. S-au întâlnit la 150, mulțumiți toată lumea, are loc tranzacția. Și prețul prea mare. Ar fi da, 50% ar însemna aici dobânda pe an. Da. Însă dacă oamenii s-au înțeles la prețul ăsta... Deci asta e o chestie nicio... veche, el răutăcios se referă la teoria dobânzii juste, știi, vine din Evul Mediu, știi, de când oamenii discutau câți îngeri sunt pe un act, chiar mă gândeam dacă e o falsă problemă. Mă gândeam dacă sunt răspunsuri diferite, știi, la după cum vezi îngeri, știi, dacă sunt material, dacă ocupă spațiu, știi, poate chiar are sens, știi, discuția. Intră un infinit de, o infinitate de îngeri, nu intră niciunul, știi, nu știu dacă atât de... Dar el, da, aruncă așa o chestie două copite, știi? Da. Ideea e că atunci era discuția asta. Uite, nu știu dacă Toma era... Posibil că el deja și, să treacă el, în tabăra lor. Andy, nu? Pardon, care... Să permită dobândă. Nu mai știu. Da. Toma Dachino. Toma Dachino, da, a trecut. Dar mă rog. Ideea era că, domnule, era interzisă dobânda. Uite, că o interzicem și azi, ne credem progresiști și interzicem dobânda. De ce o facem? Trebuie să... Na. Nu a trecut Toma Dachino. S-a trecut mult mai târziu când cei care chiar împrumutau aveau nevoie de justificări și au acaparat niște teologi. Mm-hmm. Păi, asta era întrebarea mea, uite, are Rothbard o istoria. Cred că protestanții erau aia, care o istorie. Mă gândesc la școala de la Salamanca, spanice. Spaniole aia, știi? Aspeta, nu știu. Nu mai știu. Deci ideea care Rothbard o carte istoria gândirii austriece, a murit săracul, n-a mai terminat și secolul 20, se oprește pe la Adam Smith. Ideea e că discută și intrigile astea, știi, poate o să o facem și noi dacă... Ne ține Dumnezeu, nu? Mă rog, loc se referea asta. Era tangenta, se referea. Uite, aia prin Evul Mediu interziceau dobânda, a durat mult timp asta, știi, pleacă de antichitate, cred. Da. Dobânzii și... Ce face? Face și noi acolo. Uite, dacă o interzicem, alt argument ar fi un argument mai mult estetic, nu? Sau chiar așa de neapoiat suntem... mai nu-mi argumentul ăsta. Nu e un argument foarte bun, într-adevăr. Alt argument e la cu săraci, că omor săraci, nu? Argumentul cheie al capitolului, nu? Omor săraci. Da. Pentru că un sărac are nevoie de un împrumut și tu atunci când nu provident. Se califică pe condiții, deci duce la bancă. Mor provident. Da, se duce, vine unul care are un salariu foarte mic. Uh-huh. Duce la bancă și zice, eu vreau, am o afacere, vreau $15,000. Banca zice, du-te, domnule, aici am un cămătar. Domnule, pentru că băncile au niște limite și
le dobândi, dar nu, nimeni nu-ți cere 70% dobândă. Un cămătar, dacă așa vrei tu, uite, îți dau. În realitate, el și evaluează altfel decât are voie banca. Exact, exact. Pe ce asta poți este, să pui gaj? Este niște elementar la bancă ca să, da. Oricum, are și alte metode de a extrage dobânda și banii înapoi de la sărac cămătarul, lucruri care lipsesc. La bancă n-are voie să îl intimideze sau să prâncească pe... Eu zic că libertar e nici chiar cămătarul. Deci acolo există limite la ce poți să-ți fac. Auzi când a fost Luther, când a fost reforma luterană? 1600, nu? Pe la 1300, când s-a început să se dezvolte Liga Hanseatică, existau deja în nordul Europei case de împrumut, de cămătărie, de la felul. Deci era de dinainte de apariția protestantismului. Aha. Apropo de ce? Ah, okay. Da. Auzi, păi da, sigur erau. Să știi că Rodbach e un revizionist. Deci, scuze, capire. Tendința noastră, uite, după cartea lui Weber, Etica Protestantă, și spiritul capitalismului, tendința noastră era să spunem protestanții au fost ăia mai liberal, mai individualiști, mai nu știu ce, ăștia alții catolici au fost mai colectiviști, să zicem. Rodbach vine și zice, nu, dreptul natural, pleacă de la Toma, de la nu știu cine, școala de la Salamanca. Cumva schimba. Na, e o discuție. Bine, de fapt, a zice așa că asta e o chestie veche și din păcate și pe la noi, în cercurile conservatoare, lovește asta cu dobânda justă. Da. Și cu o antipatie de aia că, dom'le, te las să-mi folosești banii, dar mă aștept să am un preț pe asta. Da? Deci, chirie la bani. Chirie la bani, exact. Bun. Care a fost foarte mult hulită în interiorul bisericii, inclusiv ortodoxă, inclusiv catolică. Aveți că, tocmai de aia, în 1500, tot timpul lucrurile astea s-au întâmplat, bani cu dobândă, pentru că, și, dar făceau evrei în la noi în Europa. Faptul că evrei, exact, erau cei care practicau chestia asta în general, pentru că ei nu aveau o dezbatere teologică pe tema asta. Dar le-a adus o faimă nefericită. Cum să zic, asociat și cu evenimentul de naștere al religiei creștine, da? Și contribuția evreilor la treaba asta. Poate că a murdărit apele un pic acolo, dar ce spune eu, spune altfel. Dom'le, dacă tu creștin ai o problemă cu dobânda, păi concurență. Unde sunt casele de camătă din Evul Mediu, când era un păcat să dai bani cu împrumut pentru profit sau pentru dobândă? Unde sunt casele de camătă creștine care se deschideau lângă alea evreiești să spună, domne, noi dăm banii cu dobândă zero? Unde sunt? Păi nu, că ei zic că... Păi nu, cu zero nu e de păcat. Da. Zero nu e păcat, tocmai asta e ideea. Păi și faceți voi, da. Așa dați poți să-i dai și de asta dobândă. Da, corect. Este. Nu, dar mi dai înapoi, eu ți dau, te folosești de ei, mi dai înapoi fără chirie. Nu, să-ți dea și mai puțin înapoi. Preferință, știi că blog zice că nu există preferință de tine negativă. Da. Nu există. Deci ai două argumente de-a lungul timpului. Au fost una, deci istoric așa, una împotriva, una a fost să noia societatea razna li se urcă oamenilor la cap ideea asta de câștiguri tra-la-la, pe de-o parte, deci pe îmbogățire, să nu existe excese, pe partea ilaltă aveai sunt oameni nevoiași care o să fie exploatați de oameni care pot să nu știu ce, pe partea ilaltă, da. Pe sărăcie. Ideea este, păi, hai să rezolvăm problemele astea de la rădăcină. Cum aduci bunăstare într-o societate? Așa o piață liberă. Nu te apuci tu să zici n-ai voie să faci cu tare. În cazul ăsta să dai bani cu chirie. Da? Sau, pe partea ilaltă, unde își făceau griji de moralitate să nu ia lumea razna pe lăcomie, ține-le niște predici mai bune. I don't know. Sau fă-le concurență. Sau fă-le concurență. Scriptura nu are doar partea asta de...
să împarți toți, să nu știi, arici partea. Talanții, știi, arici. În care nu e valorizată pozitiv înmulțirea banilor, știi? De că a pierdut din putere creștinismul, dar socialismul urăște bogații mai rău, parcă știi, mai că asta e drama. Deci are la bani. Bine, mie mi-a plăcut în capitolul ăsta următoarea înlănțuire de evenimente, că Bloco o povestește, spune așa. Dobânda ridicată reprezintă contra garanția riscului. Da? Câteva capitole în urmă vorbea așa. Dacă cursa de taxi e riscantă, o să cer mai mult pentru ea. Raționalizarea prin preț. Bun. E, că atunci când au venit guvernele să pună legi pe dobândă maximală, n-ai voie să dai o dobândă mai mare decât atât. E clar că pentru ăia care ar fi putut fi serviți la dobânzi mai mari de atât, vor mai fi serviți. Cine sunt ăia? De obicei a zis Gabi, sunt săraci. Da? E, ce se întâmplă însă când ai un guvern socialist? Guvernele toate până lumea au făcut chestia. Ce se întâmplă când ai un guvern socialist? Vine și spune, păi cum? Cum să nu le dai săracilor? Dar mai ales dacă sunt negri. Cum să nu le dai două? Cum să nu le dai împrumut? Trebuie să ai în portofoliu un număr de atâtea împrumuturi acordate unor persoane cum se numește de culoare aia? Sau de... 2008. Nu, erau inițialele alea... Ninja? Ala, SG-ul, nu știu ce... A, SG? Nu, n-are legătură cu SG-ul. Nu, are măcar unele parte. Nu, deci asta, da, poți o spui, da, e venită pe aceeași idee rasială, da. Asta este o lege dată în America care a forțat băncile să acorde credite ipotecare familiilor de negri chiar dacă nu se calificau pentru aceste credite ipotecare. Ce s-a întâmplat? 2008. The prime. Yes. Și ce s-a întâmplat mai departe? Cine a avut cel mai mult de suferit? O săraci. Da. Ei au rămas și fără case luate. Mm-hmm. Aici e greu cu deci cămătarul. Deci e ajutat de ea răcorit. E greu cu cămătarul că l-asociem și cu chestia asta. Deși... Și cu ce? Cum l-ai traduce în română? Ai. La noi sunt amândouă. Recuperator? Da, l-asociem și cu partea asta agresivă. Aici ai problemă ca la prostituție, știi? La racheți. Pentru că strict libertarian nu nici ăla, uite, dacă mergi pe proporționalitate. Nu are voie să-ți facă chiar orice, să-ți rupă picioare, știi? Sau... Ai niște limite. Mă gândeam dacă chiar poți imaginezi că scrie în contract. Poți avea agenții care să... Alea fiind convenționale. Ai astăzi agenții de lichidare. Atunci când nu, dacă să ai o firmă... agenții libertariene care să... Nu, dar zic așa. Deci astăzi ai o firmă care, să zicem, că dă faliment. E pus să vină o agenție, îi preia toate bunurile și decide ce face cu ele. Poate să și continue afacerea. Eu mă gândeam ca să la scoată mai banii, mult. Deci cum e cămătarul ăla care în loc să-ți rupă piciorul, îți dă o extensie. Că vede că totuși o să ai de unde să dai banii. Firmele astea și... când intră în faliment, își continuă afacerea o vreme sub administrare, să nu fie desfăcute pe bucăți, tocmai când speranța că se va produce destulă valoare ca să adică acopere te lasă, toți creditorii. Da. Eu mă gândeam că până la urmă n-a, dacă toți sunt libertarieni. Chiar dacă sună sadic, chiar și asta poate fi prinsă într-un întreg, chiar ce e rupt la picioare. Mă rog, ideea că e foarte, nu merge, nu e bine pentru business, pentru că el nu mai poate să-ți mai dea banii înapoi. Dacă e rupt picioarele, mai poate să muncească. Da, e bine pentru business, pentru că te scutește de analiză financiară mai încolo. Da, sau așa, da, mă rog. Aia care vin și știu că e un calcul pe care și-l ia antreprenorul. Cămătarul. Da. Nu te mai deranjează. Ok. Că asta pe sunt ce ai zis, poate să... Deci este un calcul antreprenorial al cămătarului. Dom'le, rup piciorele astea sau nu le rup? Dacă zice că peste, dacă îl mai las o săptămână, chiar îmi dă toți banii înapoi, dar îi las picioarele întregi? Știi?
Da. Trebuie să-mi iau un calcul, să văd. Bă. Argumentul contra aici este că dacă permiți lucruri din astea, practic încurajezi, pentru că asta e nivelul, da? De-aia invocăm acest argument. Practic încurajezi oameni de joasă speță, vulgari, grobieni, care interzicerea. Dacă, nu, dacă permiți, deci să zici, cum vreți să permiteți cămătoria? Deci cine se ocupă cu asta? Numai oameni răi. Argument ca la droguri, știi? Da, exact. Drogurile, dacă ar fi legalizat, ar fi mai curate. La fel, cămătăria, dacă ar fi legalizat, ar fi mai curată. Nu se mai ocupă fără. Alcoolul de astăzi, de exemplu, da, se vinde în la supermarket, dar când era interzis în Statele Unite, se vindea de mafioți. Era mai prost, multă violență, știi? Deci violență. Da. Ia să vedem noi cel care nu vrea să dea bani la societățile de binefacere, la... Asta mă uns pe suflet. Asta e un fel de avar? Eu n-am prost ce să de... La fel ca și avarul care stă să uite la bani și nu vrea să-i dea plăcerea lui, preferința lui, dar nu e treaba ta. Dacă omul respectiv nu dă o parte din venitul său în scopuri caritabile. E din seria, noi știm ce ar trebui să facă cu banii, tu n-ai da, mă, la binefacere și ți luăm noi. Bloc, cred că merge puțin mai... El dedică această carte lui ăla care era din zona Ezran. Nathaniel, cum cheamă? Nathaniel Brandon. Deci se simte în capitolul ăsta. Deci pentru el e ceva rău. Ceva rău să... Nu? Da. Vali, pastor, odată spune... Că, de un exemplu, de exemplu în India, producătorii americani de cereale au fost subvenționați, au produs mai mult, au dat și sub formă de caritate cereale în India și a terminat pe producătorii de cereale din India, care oricum vindeau la prețul de nimic, i-a falimentat pe toți. Aici ai putea duce argumentul că migrau banii în alte sectoare. Bine că ne fac America de un bine, că ne dau ieftin. Pentru... I-au omorât strict pe producători. Da, dar economia India a ajutat-o. Poți formula argumentul ăsta liberal. N-a prea ajutat-o. Dacă ți le dea gratis. Ca să luăm argumentul extrem. Dă grâne gratis. Da, da, înțeleg ce spun. Dar n-a prea ajutat-o pentru că țară foarte mare n-a putut să recalifice. Plus că noi, odată. Asta e un argument despre inerție, de fapt, nu? Da. Dacă ar fi fost pe piață scurt, liberă. Da. Așa ăștia zic mereu, păi n-ai făcut, păi nu poți să-ți faci imediat. Nici pe termen lung nu poți face asta, că nu știi când se termină ajutorul. Da, te introduci alte variabile, știi? Hai să zicem că știm că 50 de ani americanii ne dau, 10 ani ne dau. Dacă ai avea așa ceva, da, ai putea. Da. Dar n-ai, asta e ideea, că atunci când ai ajutoare de genul ăsta, să dau de obicei de la an la an. Da, poate fi un argument. Da, dacă ai ști, da. Poate fi. Discutăm în scenă. Eu mă gândeam la strict în care ai credit. Cam așa zic și africanii, de exemplu, când ei au multe produse agricole, însă nu au acces pe piața europeană, pentru că odată produsele agricole în Europa sunt subvenționate puternic, ei când vor să exporte în Europa au taxă de export, da? Ăștia au tarife europene. Astfel încât produsele, adică Europa ajută prin donații africanii cu produse, i-au zis africanii, mai bine lăsați-ne liberi să producem, să intrăm în competiție cu produsele voastre din pe piața europeană, trăim și noi bine. Nu mai stăm milogi. Dacă ești milogeala asta, e cele de... Nu le dăm ajutorul la extern, nu cred că e... Adică ar ieși mai câștigați din export în Europa. Yes. Da. E bine de precizat că lumea asociază UE cu libertate. UE înseamnă libertate. Cele patru libertăți care, uite, circulă bunurile servicii. Doar în interiorul Uniunii. Exact. Eu mor pe ea, deci le dai... niște un foreign aid, care și aici merge argumentul lui Bloc, știi? Foreign aid-ul îi infantilizează, nu? Da, cam asta, da. La duce cumva? Da, referitor la chipioți, cred. La chipioți, că infantilizezi.
părinții hipioților li s-a cam luat. Ce? Li s-au... Dar nu mai vorbim. Au plătit. I-a ajuns atât de puternic ăsta că în Italia au ăștia o lege în care părinții au voie să... Adică... Să zic, au, s-a cuantificat prin lege că au dreptul să-și dea afară copilul din casă după o anumită vârstă care este de 30 de ani, adică nu... Tot nu e, a fost mai mult așa, nu? Că nu e aplicabil, nu e? Da. Libertarian cum e? Îl dai afară? Nu, nu-l dai. Poți să-l dai afară, de cu semnă. Poți. Libertarian? Și dacă nu se ocupă nimeni de el. Nu, mă, de la 30 de ani. Nu, nu. Așa, schimbând de un pic, schimbând... La 17 ani să-l dai afară sau 16 ani? Lasă. Nu, da, nu mă ducem acolo, bine. N-am vocea pentru discuția aia. Nu, dar ideea e că da, nu pot. Uite ce mi s-ar părea mie interesant e asta, că e un argument. Da, ăsta e evoluționist. Nu știu dacă, evoluționist. Nu știu dacă e neapărat un argument, cât e o tradiție asta să dai de pomană. O avem și noi. Să dai de pomană, să ajuți un sărman, să dai la cerșitor, să faci bine în jurul tău. Teoretic poți înțelege de unde vine din ideea aia să pui în lume din ce ai tu în plus, astfel încât să generezi o înțelegere socială. Că să ți se întoarcă și ție în caz că ți se întâmplă vreodată. Da, și plus mai e și argumentul ăla că e foarte greu sau să pleci de la zero. Da, sau nu neapărat ție, cât și copiilor tăi sau altor persoane pe care tu nu poți să-i ajuți că nu ești acolo. Însă mi se pare că există o adevărată piață a organizațiilor de caritate care a profitat foarte mult de interferența statului în aceea că le dă condiții diferite. Și nu numai că le dă condiții diferite, cât că le încurajează să cheltuie. Yeah. Și atunci când statul încurajează să cheltuie, de obicei apare ceva, nu? Atunci când subvenționezi ceva, o să-ți crească un număr de. Un număr de ce? Un număr de oameni care sunt dispuși, hai să nu zicem dependenți, dispuși să se lase la mâna asociațiilor de caritate. Și hai că în România nu e bogăția de pe lume, da? Când e sărac lipit pământului, nu te caută ăștia de la asistență socială când dormi prin canale. Dar în Statele Unite, California, de exemplu, unde e cald și bine și soare tot anul, răcoare noaptea, ai cazuri din astea în care dacă ei promovează o caritate la nivel de stat, uite ce criză de homeless au acum. Yeah. Și apropo de asta, multă lume când vorbește de criza de homeless în lume zice nu că avem zice nu, avem de fapt o criză de locuire. Scuze. A poliției de locuire, probabil, nu? Poate fi un semn că trebuie să tac. Avem de fapt o criză a caselor. Da. Dreptul la locuire. Da. Dar n-ar lăsa aici, piața. Exact, da. N-ar lăsa piața liberă. Adică zonele sunt legile de de zonare a orașelor sunt date de ei, prețurile la case sunt controlate de ei, ei fiind guvernele, da? După aia se miră de ce stau cu... A, le dau și bani să stea pe stradă. Da. După aia zic... Doamne, îi ajută. Votați-ne ca să rezolvăm această problemă. Bineînțeles, după bunul obicei, mereu trebuie mai mulți bani.
Mai mulți bani, mai mulți bani. Era o chestie pe Twitter că zicea, da, e adevărat că socialiștii iubesc săracii, le sporește numărul, știi, îi mulțesc. Mulțește numărul săracii. Face diferența asta, Bloc, zice, domnule, atunci când avem private charity, există o limită. De când la caritatea de stat, nu există nicio limită. Uite, el iar în zona asta de discuție morală, adică este din libertarian, știi. Poziția lui e că nu e bine să dai de pomană. Nu, n-aș fi de acord, știi, dacă omul chiar e o persoană paralizată. Argumentul ăla evoluționist pe care îl face el? Cred că mai bine ați luat în taică. Păi argumentul e că, dacă nu... Că infantilizează? Asta e ideea? Nu, că specia ajută, specia, știi, să prezerve... Doar cele mai bune exemplare, să zicem, să... Deci vezi, doamne, să nu dai charity, pentru pomana că... Pomana produce o specie mai proastă. Ok. Da, exemplarele erau primit pomană și n-au reușit, în lipsa pomenei, nu ar fi reușit să ajungă la vârsta de procreere. Ar fi fost eliminate din cadrul speciei. Da, la fel cum nu suntem de acord, eu nu sunt de acord cu oamenii care se gândesc ce ar trebui să facă bugetul, ce ar trebui să facă societatea, ce ar trebui să... Și aici e același lucru. Da. Păi îți face nu știu ce fel de societate. Whatever, lasă-mă în pace. Da, discuția e morală. Uite, tu poți replica anume. Mi se pare că oamenii, dacă n-ar mai de pomană, am fi o specie. La fel de bine poți să zici. Da. Yes. Nu deloc. Mă gândesc deloc. Mă gândesc. Totuși, mie mi se pare nefericit argumentul lui. Dar spune că este tot de asemenea neonest să spui că dacă nu vrei să dai caritate, ești egoist, automat. Ești egoist și cumva egoismul ăsta e o implicație negativă. Că, pentru că e opusul unui lucru pozitiv, e un lucru negativ. Aici aș putea să aduc vorba un pic de Ayn Rand, să zicem, despre cartea ei Virtutea Egoismului, care e un fel de manual de filozofie, dar să zic să prescurtăm, poate cine știe, o vom face și pe aia vreodată, să prescurtăm un pic, ideea e în felul următor. Dacă tu ești îți vezi propriul interes. Da. Și prefer să îl vezi rațional. Nu, asta nu e compatibil cu libertarianism? Adică nu intră sub libertatea? Nu că ar trebui să faci și să... Libertarianism nu se pronunță. Uite, Ayn Rand, asta ar fi diferența între libertarianismul timp, să zicem, care doar îți dă niște principii, nu știu ce, te privește așa. E Ayn Rand care îți dă, ca și conservatorism, un program complet de viață. Nu e destul de complet, dar mă rog. E destul dintre, uite, are inclusiv glori. Discuția asta e una morală. Da, noi putem să facem din nou genul ăla de distinție pe care am mai făcut-o și o precizăm și acum ca să nu ne plictisim. În care poți foarte bine să judeci așa numit egoist, nu judeci rațional, ce preferință ai să faci cu resursele tale. Chestia asta este unul legitimă, libertarian, iar pe partea ilaltă în care cineva își dă cu părerea moral dacă e bine, nu e bine, la nivel personal sau la nivel de societate. Ori Ayn Rand zice, nu, Alexandru, nu te sacrifici. Păi poate îmi place să mă partea aia, pe partea aia poți să o rezolvi cu boicot, ostracizări, nu știu ce. N-aș numi egoism asta, știi? Egoism are un sens, ea zice, folosesc limbajul, nu folosesc limbajul obișnuit. Pentru că egoism în limbajul obișnuit înseamnă urmarea propriilor preferințe. Egoism în limbajul obișnuit înseamnă, nu știu, Hagi Tudose, știi să... Iar altruismul înseamnă de... să ajuți, nu știu, nu, pe... Chiar un pic de fraudă emoțională acolo. Stai să te gândești. Deci nu urmărirea propriilor preferințe, care e o definiție mai abstractă și în care intră și altruismul. Pentru că poate preferințele mele sunt altruiste, știi? Eu vreau să ajut. Păi nu, problema aia. De ce ești așa egoist într-un altruism? Adică mi se pare că nici nu poate exista altruism în sensul zis de Rand, că domnule, o trăiesc pentru alții sau ceva de genul ăsta. Nu, și alegerea altruistă e...
Eu zic așa că poate că, da. Nu știu, dar mă imaginez că nu știu așa de bine ai înrandar. Zici așa, domne, în momentul în care tu îți urmărești egoist interesele, atunci ești de fapt altruist și ajungi pe ceilalți. Nu zice ea, dar spun, asta este dar, un argument utilitarist. Asta e de aici, din Walter Block, da. Care rezultă. Da. Deci în momentul în care tu te dezvolți afaceri, da, faci... Că de fapt, e ca o mână invizibilă care ajută. Dacă vrem să o luăm așa, știi... Nu, să, din bunătatea brutarului. Iar atunci când dai de pomană, chiar îi faci rău ceva, asta nu e altruism. Da, dar există situații în care nu mai ajunge bunătatea brutarului, știi? Sau doar bunătatea de schimb. E nevoie și de bunătatea aia să-l spăla din șan. După aia o convingi cu vorbe frumoase. Ori ai zice că ăla e egoist, faptul că îl trag pe ăla de mână, îl prind de mână? Depinde. Uite, să spun e, de ce. Am zice nu că e benevole, las. Deci las. Să spun de ce. A zice că ăla este altruist. Dacă tu nu dai de pomană, și se spune că ești egoist. De asta a luat ea cuvântul. De asta spune că lucrează cu limbajul inamicilor. Mm. Pentru că asta e eticheta care se lipește de tine. Domne, dă și la ceilalți. Nu fi egoist. Păi da, ăsta e sensul. Multe lucruri vorbim despre filozofia asta. Ești, fiecare suntem în grija... Nu, avem grijă de frații noștri. Cum da, e o expresie biblică, nu? Asta da, da, da. Cred că asta zice Cain. Nu? Your brother's keeper, da. Cain, oare eu sunt... Am I my brother's keeper? Da, da, da. Da. Ia, îți dai seama cine a zis? Cine are primele rezerve față de altruiști? Nu, că acolo... Acolo a răspuns așa atunci când l-a întrebat unde-i frate tu. Da, l-a întrebat Dumnezeu. El lui Dumnezeu zice, ce băi? Nu e un primul critic al altruism. Da, i-a putut și obrazul lui Dumnezeu. Păi, nu are legătura. L-a întrebat unde e. L-a întrebat unde e pentru că l-a omorât și știa chestia asta. Da. Ce trebuie să știu eu? Care-i... Iar-o și frații. N-are legătură cu altruism, asta încerc să spun. Da. Hey, și... cel care deviază de la această filozofie este cel care este înfierat de obicei cu eticheta de egoist. Okay. În abstract, argumentul lui Bloch care ar fi că societatea slabă, nu? Ok, da. Au și eu un point să știu, uite, l-am auzit pe Aaron Brock, că toți suntem în randianism. Dom'le, ce a făcut a ajutat masele astea? Caritatea? O revoluție industrială. Că... Asta vreau să zic mai devreme. Așa argumentul doar. Fi... Avem două strategii. Dă de pomană sau investește vizându-ți propriile interese. Uh-huh. Da? Hai să luăm empiric și să măsurăm rezultatele lor. Și chiar poți să faci empiric chestia asta. Deci nu mai suntem în domeniul ăsta al speculațiilor. S-a întâmplat investițiile, s-au întâmplat investiții și am văzut rezultatele. Da. Cum au ieșit toți oamenii care au ieșit istoric acum un milioane și milioane. Nu se concezi asta, dar zici, dar de ce să nu merg pe amândouă? Pentru că așa e omul, știi? Pentru că se preponderent egoist. Asta are și partea altruistă, da. Asta e omul, chiar dacă n-aș vrea eu, tot așa. Of. Păi da, dar ăla este rational self-interest de care vorbesc ei. Da, n-aș împărta adică și ce, folosirea ce, ce asta. Spune, ce spune Randy în felul următor, nu spune că să nu dai de pomană niciodată. Și zice, nu este imperativ moral să dai de pomană, ci să îți urmărești propriile interese și asta va duce la o lume mai bună. Asta e ideea. Da, cumva, uite, dincolo de când începi să mergi mai sărâcă-i nu știu ce, ea zice, nu trebuie să te sacrifici, știi? Bine, nu poate, poți să răspunde, poate, păi egoist era să fiu altruist sau ceva de genul. Nu, poate zice că... Altă chestie care nu-mi place la ea e că folosește termenul altruism pentru situații de coerciție, știi? Vorbește de comunism sau ăla, nu e niciun altruism. Când mă sacrifică grupul, știi? Uh-huh. Altruismul este despre sacrificiul meu, știi? Ales voluntar și nu știu, ăla nu e, nici nu sunt agent. Bine, partidul. Ori ea folosește în sensul ăla. Dom'le, grupul mă sacrifică și ăla e altruism. Nu e.
Au existat greșeli. Dar e de văzut, poate na, nu vedem noi. Noi am aruncat și o provocare, știi. Acestea fiind spuse, pe mine m-a terminat vocea, nu mai, nu știu dacă mă mai aud. Pentru Gabi Munteanu, Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Merceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Poate ce mai te-ai stat, te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate.